Stăm de vorbă cu doamna Pușa Hac, cofondator, și aflăm povestea din spatele Exotic. Cine este Exotic? Suntem o firmă de decorațiuni interioare și de mobilier destul de diferită de tot ce este în acest domeniu în România. Așa am început și așa am rămas și am întărit această părere despre firma noastră an de an. Suntem o firmă care îndrăznește să aducă lucruri noi și deosebite, pentru că suntem importatori. Admir foarte mult pe cei care produc și de altfel suntem și noi membri ai Asociației Producătorilor din România, puțin mai deosebiți, în sensul că completăm ceea ce fac ei. Însă este nevoie și de lucruri din import, pentru că sunt lucruri care vin din alte povești, din alte culturi și din care putem să învățăm. Și până la urmă nu avem în România chiar toate esențele de lemn sau tot ce ne-am dorit. Și putem să completăm asta, că și în fashion e la fel, și în vestimentație la fel, nu-i așa? Te îmbraci 90% cu produse din România, dar poate îți place un pantof italienez sau... Da, la fel. Conceptul este în a promova mai ales lucruri unicat, lucruri deosebite, lucruri, aș spune, antic, dar iarăși nu sunt poziționată ca și când aș vinde doar anticuri, dar mergând în mod deosebit în Asia și cutreierând lumea, întotdeauna găsești piese interesante și trebuie să ai curaj să le aduci. Cu ce ați venit nou la acest târg? Vreau să spun că dacă mi-aș fi putut permite să fiu acum o lună în standul de la Maison en Objet în Paris, mă găseam foarte bine acolo, cu standul ăsta, adevărat, puțin mai curățat, fără accesoriile pe care le-am adus micuțe. Aici puteam să fiu în pavilionul de eclectic de la Maison en Objet, pentru că foarte multe din piesele care sunt aici le-am văzut în diverse standuri în Paris. Să vezi, de exemplu, o lampă din aceasta din crengi sau corpul din acesta de iluminat sau măsuțe cu... E adevărat un stil industrial, dar e un stil mai rafinat industrial decât a fost acum un an sau doi ani. Să vezi măsuțele acestea din și mese, măsuțe, scăunele din pur și simplu din felii de copac, cât mai natur, cât mai nelucrate, cât mai netratate. În combinație cu metal, practic erau aproape în toate standurile într-o formă sau alta, în combinație cu canapele textile, în combinație cu piele vintage, nu știu ce, cam asta se poartă, cam asta se întâmplă. Deci cam ce e aici în standul ăsta, sincer, se întâmplă acum în lumea din afara României. Care sunt obiectele cele mai cumpărate? Depinde, până la urmă noi vindem și lucruri absolut necesare, cum ar fi dormitoare, avem toate dormitoarele sunt de lemn masiv, se vând foarte mult măsuțele de cafea, încerc să aduc obiecte micuțe, pentru că până la urmă foarte mult stăm la blocuri sau stăm în apartamente și mi s-a sugerat asta în decursul celor 13 ani de activitate, că ar trebui să nu mai concentrez mai la porți, coloane și lucruri pentru, pur și simplu pentru case foarte mari și proiecte foarte mari și vile și hoteluri și pensiuni și așa mai departe și să mă concentrez și pe lucruri. Dacă vedeți și aici în stand, am adus lucruri micuțe care, deci mi s-a spus de atâtea ori, dar la bloc nu merge așa ceva. Și zic, nu, eu stau la bloc, uite că merge așa ceva, că exact din ce aici merge la bloc, măsuțele astea sunt micuțe, ce faci cu ele dacă ai o vilă imensă sau... Deci mesele de cafea se vând bine, mesele de dining table, da, mesele de luat masa cu scaune, până la urmă lucrurile de care toți avem nevoie. Și pe lângă
Sigur, accesorii, deci rame foto, oglinzi, vase, chiuvete și așa mai departe, corp de iluminat. Mai mult designerii, deci, sunt interesați de a introduce lucrurile acestea noi. Ce ne puteți spune despre piesa centrală a acestui decor? Sunt foarte mândră de această piesă centrală. A apărut în România cu o săptămână, a apărut în lume abia în ianuarie. Este o piesă e ca un grătar. Cuvântul grătar nu e foarte potrivit, pentru că e mai mult decât un grătar, este și ca un șemineu, dar mai ales e o piesă pe care poți să gătești și în jurul căreia poți să stai și să petreci foarte multe ore cu prietenii. În principiu, a fost inventată anul trecut și practic din ianuarie, când a fost lansată la târgurile astea internaționale, toată lumea este foarte încântată și nu puteam să nu încerc să aduc asta. Deci, practic, am luat distribuția lor în România, nu fac lucruri de genul ăsta și, în general, chiar nu reprezint firme europene în România, însă asta mi s-a părut extraordinar, iar ei voiau să lucreze cu cineva în care să aibă încredere și cu care să se potrivească. Este un ca un grătar, pe suprafața aceasta pe capac se gătește. Care este de fapt frumusețea și interesul meu în toată povestea asta? Că materialul din care este făcut această suprafață este de asemenea nu e toxic și este foarte sănătos, da? Este o piatră vulcanică, ceva, o tehnologie japoneză, de fapt este o rețetă secretă, pentru că în rest este fier și din ce este făcut suportul și partea cealaltă, standul respectiv și conul acesta. Și deja românii, că știți, sunt inventivi, chinezii la fel, vor să copie, poate să copie forma, poate să copie orice, dar suprafața aceasta pe care efectiv gătești este mai greu de copiat. Niște panouri senzaționale, sunt sculptate din lemn de tec. Uitați-vă ce grosime au, nu știu cât să zic, 5 cm. Este o operă de artă. Sunt oameni care muncesc să facă fiecare floricică de lotus. Panourile astea sunt senzaționale, sunt dintr-o singură bucată. Sunt lemnul de tec, e cel mai prețios. Povestiți-ne despre Casa Regală. Povestea noastră de cum am devenit furnizorii Case Regale a început acum 10 ani, 8 ani. Aveam pe vremea aceea un magazin în Mall Băneasa, pe care ulterior l-am închis, dar ce chiria era imensă, și altețele sale Regale, Cipesa Margareta, în sfârșit Principele Radu, am înțeles că au ajuns acolo cu alte cumpărături, au văzut foarte, le-a plăcut foarte mult ce avem noi, au achiziționat, cum să spun, deci cumva noi am fost cunoscuți prin a fi, a avea Casa Regală clienți fără ca măcar să știm. În timp, ei având anumite proiecte, s-au gândit să ne facă o vizită. Mi-amintesc că ziua în care am fost anunțată pentru prima dată că vin altețele sale Regale în vizită, că îmi tremurau picioarele, nu știam ce să fac. A fost o vizită, cred că, de cel puțin 2 ore, în care cu o răbdare și cu o delicatețe nemaipomenită, altețele sale Regale s-au plimbat, s-au oprit exact la cele mai vechi și importante și valoroase lucruri pe care le aveam, că eu știu ce cumpăr. Nu au prea fost interesați de nimic făcut ieri, totul era așa, dacă avea 100 și ceva de ani, deci știau exact. Și au fost foarte impresionați, am avut un an de probă în care lucrezi împreună, faci niște proiecte, dar nu ai acest titlu până nu, cam astea și sunt și condițiile, deci cel puțin un an de zile să lucrezi împreună ca să se lămurească de servicii, de calitatea serviciilor, așa.
Și în 2009 am primit acest titlu de furnizoare a case regale. Noi suntem foarte mândri. Am avut diverse proiecte la Săvârșin, Palatul Elisabeta. În sfârșit, diverse lucruri de genul acesta. Suntem foarte mândri și suntem și obligați să menținem calitatea și standardul din toate punctele de vedere.